Astăzi vreau să vă arăt de la Husqvarna un set de echipament de protecție, modelul clasic. Vedeți aici în pliant, am modelul clasic și modelul funcțional. Ăsta e destinat mai mult profesioniștilor. La modelul de echipament de clasic am o cască forestieră, se vede aici, cu antifoane de la Husqvarna. Așa, o pereche de pantaloni de protecție pe care nu-i taie lanțul, deci sunt special de protecție, o pereche de mănuși de piele foarte faine și niște bretele pentru pantaloni, capse metalice. Tot pachetul ăsta e la 600 de lei. Se vede aici, în oferta Husqvarna. Eu separat mi-am mai cumpărat și o bluză. Asta e separat. Se vede. Tot modelul clasic. Bluza e undeva la 300 și ceva de lei. Deci e destul de scumpă, dar... Na, eu zic că merită la... la 900 de lei un echipament complet de lucru. Acum haideți să vă arăt pe fiecare în parte. Mănușile de la Husqvarna sunt din piele, sunt mărimea 10, mărimi normale, sunt foarte bune, ai grip bun, aderență bună la lucru cu motofereastrăul. Așa. Aici avem pantalonii. Haideți să vi arăt un pic. E foarte faină și una care vine. Sunt destul de grei. Adică sunt mai mult pentru sezonul rece. Uitați. Și se vede pe partea din față au o vatelină în care lanțul se blochează. Uite, se vede, căptușala asta. Chiar dacă îi rupe lanțul, la un moment dat se oprește, în multe fibre și nu taie piciorul. Deci niște pantaloni de protecție. Sunt cu fermoar, mărimea 50 mi-am luat eu, sper să vină bine. Așa, cam ăștia ar fi pantalonii. Acum, ei sunt însoțiți și de niște bretele ca să se țină bine. Bretele elastice. Uitați. Și frumos cu sigla Husqvarna. Astea sunt bune și de reclamă. Uitați ce frumos arată. Iar acum avem și să vă arăt și casca de protecție cu antifoane de la Husqvarna. Pardon. Vedeți, aici are și reglaj în funcție de mărimea utilizatorului. Așa. Și vine cu vizieră din plasă, în față. Să nu trece rumegușul prin ea. Deci se poate folosi la tăia lemne. Foarte, foarte eficient. Acum o să mă vedeți și îmbrăcat, echipat cu acest set de echipament de la Husqvarna. Acesta ar fi echipamentul de la Husqvarna, care l-am luat. Casca și cu căști. Se pun imediat peste urechi sau se depărtează foarte simplu de folosit. Are și strângere la spate. Sunt cadă cu plasă. Plasa e de metal, așa pare, adică e super rezistentă. Mănușile, v-am spus, sunt și cu... vin și peste bluză. Sunt foarte... pantalonii sunt mai pentru sezonul rece. Au aici în spate, așa că se vedeau și niște fermoare. Sunt un fel de aerisiri. Dacă te încălzești, e o plasă care se... Deci se vede acum o plasă pentru aerisi, dacă cumva e mai cald.
Mă simt foarte bine în acest echipament. E foarte comod. Le-am luat și numere un pic mai mici ca să stea fix pe mine, să nu... să pot lucra, să nu fie larg sau ceva. Deci pantalonii sunt mărimea 50, iar bluza e mărimea M. Așa, are și aici buzunar unde poți să ții ceva, telefon sau ceva. Bluza e destul de subțirică. Am spus, bluza e separat de costum. Am și bretelele pe sub. Haideți să vi le arăt. Astea ar fi bretele de la buzvarna. Ca să țină pantalonii, chiar dacă îi stau, i-am luat, sunt cu elastic și stau foarte bine, deci n-am nevoie de curea sau de ceva. Deci sunt mulțumit și încântat de echipamentul clasic, adică e pentru, nu e profi, nu e pentru profesioniști. Dar se poate folosi și la exploatări forestiere fără niciun fel de probleme. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept și la celelalte videoclipuri ale mele.